Academia Petru Tocănel începe un nou proiect cultural adresat tuturor romașcanilor. Cele 10 porunci vor fi tratate în 10 conferințe ce vor fi susținute în acest an. Prima conferință este programată pe 28 ianuarie. Încercăm pe cât posibil să dăm răspunsuri unor întrebări pe care lumea le așteaptă de la biserică și nu numai, și de la profesioniști, pentru că o să vedeți acest ciclu de conferințe. Practic se va adresa nu numai persoanelor de o anumită vârstă, dar în mod special tinerilor, adolescenților, care sperăm să participe într-un număr cât mai mare la aceste evenimente. Când veți începe? Vom începe pe data de 28 ianuarie, la ora 18. Va fi, așa cum lumea este învățată, în sala de conferințe a Hotelului Roman. Așadar, pe această cale invităm pe toți romașcanii să participe. De data aceasta chiar începem în forță, începem cu un părinte profesor universitar de la Institutul Teologic din Iași, părintele Claudiu Dumea. Este un specialist în acest domeniu, a și scris o carte despre cele 10 porunci și a fost chiar oportun pentru noi să-l abordăm pe părintele, să vorbească tinerilor, să vorbească oamenilor despre cele 10 porunci. Practic, în prima conferință va face o introducere în cele 10 porunci, va vorbi despre cele 10 porunci în general și apoi va coborâ ușor-ușor în prima poruncă a lui Dumnezeu, așa cum și pe afiș se vede. Prima poruncă din Decalog este: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui. Deci, în afară de părintele Claudiu Dumea, va vorbi și părintele profesor Lucian Horlescu. Este un părinte franciscan de la noi, de la institut, care s-a pregătit în psihologie. Intrarea rămâne liberă, fiind așteptate cât mai multe persoane.